Ora de știri este locul în care știrile fac întotdeauna casă bună cu poveștile. V-am adus în case de-a lungul anilor personajele zilei, subiectele despre care a vorbit toată țara sau liderii care au schimbat soarta lumii. Am oferit însă generos spații oamenilor de poveste. Cei care reușesc prin bunătate și dăruire să fie un exemplu pentru ceilalți. Iar în această seară, doamnelor și domnilor, vă invit să luăm o pauză de la tot ce se întâmplă și să stăm de vorbă cu un coleg, artist, prezentator și, dacă îmi permiteți, cu un om de poveste. La debut de sezon nouă, într-o nouă serie Drag de România mea. Duminică 2 octombrie 2022, nu uitați, ora 15, sărbătorim la TVR 2 4 ani de existență și emisiuni, a emisiunii și totodată începutul celui de-al doilea, de-al nouălea, care al doilea, al nouălea sezon cu momente unice. Paul Surgiu Fuego vine la ora de știri alături de mine. Bună seara! Te-am luat de la filmări ca să te întreb, Paul, dragă, cât de dragă ți este România? Stella, îți mulțumesc. Știi că iubesc Basarabia atât de mult, nu puteam să te refuz în această seară. De ce? Păi de la început, una dintre așa. Cele mai frumoase basarabence, stimați telespectatori. Vreau să îți mulțumesc pentru invitație ție și colegilor de la știri. Vă felicit pentru lucrurile frumoase pe care le faceți și pentru profesionalismul vostru. Vorbim ca de la român la român și de la prezentator la prezentator și de la basarabean la basarabean. Paul, spune-mi, ce înseamnă pentru tine al nouălea sezon? Uite, eu am făcut o gafă la început, am zis al doilea, dar ești la al nouălea, al nouălea. Așa este. Drag de România mea ajunge la sezonul cu numărul 9, cred că din cauza faptului că ne-am implicat. Am trăit alături de dumneavoastră cele mai frumoase momente cu cei mai mari artiști români și români basarabeni. Am făcut atâtea gale aduse din Republica Moldova cu artiști valoroși. Vă dați seama că sezonul acesta va fi un sezon dinamic, plin de muzică bună, de voie bună și vom avea în studioul 3 al televiziunii române invitați mari personalități culturale. De la Marea Marina Voica până la compozitorul Horia Moculescu, de la galele dedicate Basarabiei, unde vom avea invitați pe Ian Raiburg sau pe Neli Ciobanu sau trupa Acord, până la momente extraordinar de frumoase alături de Nico sau mari artiste ale României. Vă pregătesc un sezon mai dinamic, dacă vreți, stimați spectatori, iar duminică, la ora 15, pe TVR 2, veți avea parte să vedeți prima gală, o gală de excepție. O vom celebra și o vom sărbători pe doamna Angela Buciu, inima Basarabiei. Angela Buciu va fi sărbătorită la TVR 2, duminică, la ora 15, pentru 80 de ani de viață și 60 de ani de cântec popular românesc. Așa că sunt ediții speciale care vă așteaptă. Și am înțeles că suntem la capitolul surprize. Ei bine, dacă e vorba de surprize, nu suntem la surprize, dar noi ți-am pregătit o surpriză. Fii atent, urmărește! Bine v-am găsit în cadrul unei noi și frumoase povești despre valorile țării noastre și despre modelele de care avem mare nevoie. Voi încerca pe parcursul acestei emisiuni săptămânale să vă aduc oameni valoroși în față. Momente unice. Toate florile din lume eu le-aș aruna și înfiorată spune doar în calea ta. Primăvara, pe nopți cu lună plină aud chitara, în brațe eu te țin întâia oară, iubirea mea tu ești o floare rară. Un minunat artist pe care eu îl îndrăgesc foarte mult și atunci când mi-am propus să prezint această gală, am spus că lista nu e completă fără Mihai! Așa, mulțumesc să rămân. Dau viața mea pentru iubire, sunt supremul preț pe care-l poate un om plăti. Se duc artiștii în rol suprem. Să știi că m-am emoționat profund. Te-am văzut, te-am urmărit cu atenție. Ți-a plăcut surpriza? De la începuturi. Am văzut doi colegi minunați care, din păcate, au plecat între timp.
într-o lume mai bună. Sunt foarte trist când știu că fac lucruri frumoase și că unii oameni pleacă. Oameni care mai aveau atâtea lucruri interesante de făcut pe scena artei românești. Dragi prieteni, ați văzut și mulțumesc pentru această surpriză, prima gală în care debutam la TVR2. Și acum, după 4 ani, pot spune că televiziunea română se poate mândri cu o arhivă impresionantă. Pentru că, fără modestie, vreau să vă spun, eu sunt artistul care astăzi poate intra în cartea recordurilor în România cu cele mai multe duete, cu cei mai mari artiști români și români basarabeni. Ăsta a fost scopul, de a aduce bucuria pe chipul oamenilor care ne privesc. Și eu sunt atât de onorat că lucrez cu această echipă minunată, mică, dar minunată, și aș vrea să le spun numele. Producătorul emisiunii, Codruța Prunariu, realizatorul și scenaristul emisiunii, Narcis Constantin Avădănei, care este poet și scriitor, dar și cele două jurnaliste minunate cu suflet frumos, Andreea Baciu și Adina Toderaș. Cu noi, împreună cu marea echipă a televiziunii române, în studioul 3, studioul Tudor Vornicu, vrem să aducem bucurie și calitate, în primul rând, pe chipul românilor. Așa că urmăriți-ne duminica de la ora 15 pentru momente frumoase. Paul, dar până aici a fost drum lung, drum greu. Spuneai undeva într-un interviu că ai luptat foarte mult și ai avut la un moment dat o singură șansă. Spuneai când erai copil, ai avut o situație materială destul de precară. O singură șansă ai avut și uite, Dumnezeu te-a adus aici. La rândul tău și tu ajuți pe alții. Cum este să-i ajuți pe ceilalți? Cum este să fii alături de oamenii care au atât de mare nevoie de tine? Am dat drumul proiectului Artă pentru Suflet, Art by Fuego, acum 7 ani și jumătate. Nu am crezut că acest proiect se va bucura de succes, dar iată, acest proiect caritabil, care vine în sprijinul artiștilor bolnavi ai României și în sprijinul tinerilor talentați, văd că acest proiect merge înainte și în fiecare an reușesc să-mi vând picturile pe pânză, iar banii să meargă către ei. Sunt foarte fericit pentru că în acești aproape 8 ani am reușit să sprijinim aproape 500 de artiști. Minunat. Și minunat. Cred că gestul acesta pe care eu îl fac tocmai pentru că am ajuns la o maturitate artistică când îmi permit să fac astfel de lucruri, pentru că la debutul meu nu mi-a întins nimeni o mână de ajutor și am spus că în momentul în care voi reuși să îmi ajut semenii, și iată că am reușit. Dumnezeu lucrează prin oameni. Așa este. Să știi. Orice proiect pe care îl fac e o bucurie. De ziua mea la împlinirea celor 46 de ani, pe 23 august, am lansat cu bookzone.ro această carte, Confesiuni cu sufletul pe scena vieții. Puteți să vă procurați, pentru că aici scriu, pe lângă faptul că scriu, e o autobiografie, dacă vreți, a gândurilor mele, scriu despre mari oameni la brațul cărora eu am stat. Și sunt fericit în fiecare clip a vieții mele când îmi aduc aminte de Draga Olteanu Matei, de Tamara Buciuceanu, de Nicolae Dabișa, Dumnezeu să-l odihnească, sau Vieru, de poetul național Grigore Vieru. Așadar, îți mulțumesc pentru că în această după-amiază mi-ai dat șansa și ocazia să trăiesc primele momente de la Drag de România mea. Trebuie să mai spunem telespectatorilor că această emisiune se difuzează și pe TVR Internațional și pe TVR Moldova, acolo unde draga noastră Stella e așteptată. Eu vreau să zic că ești un adevărat ambasador, dar totodată, Paul, ești și cel care reunește malurile de prut. Și vreau să te întreb, Basarabia este România pentru tine? Este și a fost întotdeauna. Întreg spațiul românesc este special pentru mine. Știți, dragi basarabeni, cât vă iubesc. Acolo nu contează că te duci și cânți la Cahul, la Soroca, la Edineț, sau ești în Palatul Național Nicolae Sulac, în Chișinău. Acolo fiecare spectator vine cu o floare, cu un dar. Acolo fiecare om îți recită un vers din Eminescu, Dabija, Vieru sau Matkovski. Sau Paul te oprește pe drum de draga dimineață când mergi la un interviu la TVR Moldova. De 7 ore ai fost oprit, în câțiva, nu știu, câteva sute de metri ai fost oprit și oamenii te rugau să faci poze cu ei, iar tu te grăbeai la emisiune. Da, pentru că eu sunt un om care socializează, sunt un om care vorbește, discută, dă autografe, face fotografii, sunt un om normal, nu-mi place să am fițe de vedetă, chestia asta nu o suport. Eu sunt același.
de la debut. Pe mine nu m-a schimbat succesul. Asta te face drag publicului. Și vreau, apropo, să ne întorcem puțin la carte. Spuneai că ți-ai deschis sufletul, dar vorbești în această carte și despre hater. M-am uitat așa puțin și m-am gândit, Doamne, dar este cineva care nu-l place pe Fuego? Să știi că nu toată lumea mă place și este foarte bine lucrul acesta, pentru că nu poți fi pe placul tuturor, ar însemna să fii un Dumnezeu și nici pe Dumnezeu nu-l iubește toată lumea. Sau dacă nu te-ar lua înseamnă că nu ai conta. Da, tu ce pot să vă spun sigur este că nu mă limitez doar la împodobi un brad și nu am miliarde și miliarde de fani. Dar vă mulțumesc pentru că vorbiți despre mine. Și asta, dragi hateri, este o promovare care mie mi-aduce succesul. Pe 2 decembrie, de exemplu, în sala Palatului din București, unde vă aștept la ora 19, voi avea un regal al cântecului popular. Voi fi alături de orchestra fraților Vasile și Vietale Adbahov din Chișinău și voi cânta în duet cu cele mai mari artiste ale neamului nostru. Așa că vă aștept pe 2 decembrie și aștept și pe hater ca să vadă ce pot să dau eu la scenă. Te-a auzit mama? Este un mare fan al tău, de altfel ca și mine. Am fost la unul dintre spectacolele tale. Când ai vorbit despre Basarabia, mama s-a emoționat atât de mult, a început să plângă, toată sala a plâns. Doamnelor și domnilor, nu mai știam cum să opresc pe maică mea. Venim și în decembrie. La final de discuție, dragă Paul, vreau să te rog să-mi spui ce emoții ai și știu că empatizezi foarte mult și ești un om care are sufletul deschis cu tot ce se întâmplă în Ucraina, cu frații noștri, pentru că avem și dincolo români, dar avem și ucraineni care au venit aici în România, care ne-au cerut ajutorul. Ce părere ai despre tot ce se întâmplă? Ce mesaj ai avea pentru noi toți în această situație? Mesajul este unul de compasiune. Îi iubesc pe românii din Ucraina. Am petrecut cel mai frumos Crăciun în Ucraina pe 8-9-10 ianuarie. Cu zăpadă, cu porturile lor populare, au cântat colindele lor tradiționale. Ianuarie, februarie, la toate petrecerile eram invitat. Că eram în Apșa de Mișloc, că eram în Slatina, că eram în Cernăuț sau la Voloca. De fiecare dată am îmbrățișat partea aceea de țară. Și acum nu-mi doresc decât să se termine odată acest calvar, să redevenim un pic mai buni și îi felicit pe toți românii care au făcut gesturi frumoase pentru ucrainienii care s-au mutat definitiv în România. Credeți-mă că am foarte mulți prieteni acolo și de fiecare dată îi sun și țin legătura cu ei. Unii s-au mutat chiar la București. Îmi doresc din tot sufletul să fie pace în această lume mizeră. Vă mulțumesc, vă doresc să fiți sănătoși, să aveți o toamnă bogată și nu uitați, duminică la ora 15 începe divertismentul de calitate la TVR2, drag de România mea. Este una dintre puținele emisiuni de divertisment din România, unde puteți să vă uitați cu copiii, cu nepoții de mână, fără să vă fie rușine că sunteți români. Doamne ajută, mulțumesc foarte mult pentru această prezență din această seară. Ne-a emoționat și colegii din regie mi-au spus că au fost alături de tine. Mulțumesc și te mai așteptăm cu mare drag. Doamnelor și domnilor, nu uitați, așadar, duminică vă așteaptă dragul nostru, Paul Surgiu Fuego. Noi vă mulțumim. Mulțumesc, Paul, merge mai departe.